Samuel a auzit pe cineva strigându-l și a încercat să răspundă. Băiețelul a fost un răspuns la rugăciunile mamei lui. Hana se rugase mult pentru un fiu. Ea îi promisese lui Dumnezeu că îl va da pe copilul ei pentru a-i fi slujitor. Și așa a făcut. Ea și-a luat băiețelul pe Samuel și l-a dus la templu pentru a trăi împreună cu preotul Eli. Samuel a fost de mare ajutor și a fost ca un fiu pentru Eli. Samuel a devenit o bucurie și o desfătare pentru bătrânul preot. Și Samuel l-a iubit mult pe bătrân. În vremea aceea, Domnul nu vorbea direct oamenilor foarte des. Dar Dumnezeu avea să-i vorbească în curând lui Samuel într-un mod cu adevărat special. Vederea lui Eli era slabă. El era aproape orb. Și chiar avea nevoie de ajutorul lui Samuel. Într-o noapte, Eli și Samuel se duseseră în camerele lor și aproape dormeau. Când deodată Samuel a auzit o voce strigând: Samuel! Dintr-o dată Samuel s-a ridicat. O lampă încă încardea. Oare avea nevoie Eli de ea? Samuel s-a ridicat și s-a dus în camera lui Eli. Iată-mă, i-a spus lui Eli. M-ai chemat? Dar Eli a răspuns: Nu te-am chemat, du-te înapoi. Samuel se întorsese liniștit la patul lui. Sunt sigur că m-a chemat, s-a gândit Samuel când își închidea ochii. Samuel a auzit din nou o voce. Samuel! 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 Băiatul se ridică și se uită în jur. Apoi se dădu jos din pat și se duse repede la... Sunt aici, a spus el. M-ai chemat? Nu, Samuel, nu te-am chemat, a răspuns el. Du-te înapoi în pat. Așa că Samuel s-a întors în patul lui. Sunt sigur că l-am auzit pe Eli, s-a gândit Samuel în timp ce se ghemuia din nou în pat. Samuel! Samuel! Din nou vocea aceea. Samuel a sărit în sus și s-a dus repede din nou la Eli. Sunt aici, a zis el încet. M-ai chemat? Nu, Eli a răspuns. Nu te-am chemat. Atunci Eli și-a dat seama că Domnul i-a vorbit lui Samuel. Așa că i-a spus lui Samuel să meargă să doarmă. Dacă Domnul te cheamă din nou, spune-i să vorbească, căci tu ești slujitorul lui și ăla. De data aceasta, când Samuel a auzit vocea aceea strigându-l pe nume, el a răspuns așa cum îi spusese Eli. Vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a spus: Voi face ceva care îi va șoca pe cei care aud asta. Voi face lui Eli și fiilor lui tot ce le-am promis, pentru că fiii lui au făcut lucruri groaznice. Samuel a fost șocat, probabil că nu a dormit prea mult în restul nopții. Dimineața se ducea liniștit la sarcinile lui. Îi era frică să-i spună lui Eli ce spusese Dumnezeu. Dar Eli s-a apropiat de Samuel și l-a întrebat: Ce ți-a spus Domnul? Nu mi-ascunde nimic, Samuel. Așa că Samuel a făcut cunoscut tot ce spusese Domnul. Și Eli a știut că Dumnezeu l-a făcut pe Samuel mesagerul lui. Dumnezeu i-a dat lui Samuel primul dintre multele mesaje pe care Samuel trebuia să le transmită poporului lui Dumnezeu în anii următori. Samuel a fost cu adevărat slujitorul lui Dumnezeu toată viața lui.